v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii, care are ca și scop transmiterea punctelor de rugăciune pentru luna curentă, luna iunie a anului 2015. Este o lună care începe cu vacanțe pentru mulți, cu gânduri de timp liber, dar pentru noi care avem ca și țintă, rugăciune pentru țară, pentru starea bisericii, perioada aceasta care urmează, iunie, iulie, august, perioada de concedii, de vacanțe, spuneam, nu înseamnă deloc vacanță, ci înseamnă, dimpotrivă, poate o stare de intensificare a vieții de rugăciune. Este această predispoziție, să zic, la mulți creștini care se gândesc că perioada de vacanță înseamnă o relaxare și da, Dumnezeu vrea să ne relaxăm, să avem timp de odihnă, timp de odihnă activă, să călătorim, să ne bucurăm de un timp special de odihnă, dar nu înseamnă nici de cum că mandatul nostru de a ne ruga pentru România este diminuat, dimpotrivă. Pe fundul acesta unei, să zic, a unei vulnerabilizări mai mari, din pricina faptului că o parte din creștini sunt în vacanță în iunie, altă parte în iulie, alții în august, cei care rămân poate pe metereze, e nevoie să fie mai atenți și mai vigilenți. Și mai am încă un gând, sunt grupe de casă, grupe de rugăciune, care pe perioada verii poate că au gândul sau au plan să întrerupă pentru vacanțe, pentru petrecerea timpului liber. Ce vreau să vă îndemn și rugămintea mea este să nu încetați să vă rugați, să nu opriți grupele de casă pe perioada verii. Chiar că o parte dintre cei care sunt implicați în grupele de casă vor fi plecați, vor fi în concedii, dacă rămân doi sau trei, continuați să vă uniți, să vă întâlniți în timpul acesta de rugăciune. Asta este unul din marile vulnerabilități care ni se întâmplă creștinilor pe perioada aceasta de vară. Urmează, v-am spus, sezonul cald și mulți sunt cu gândul la bine meritat odihnă, să zic, dar să nu fim lipsiți de vigilență în perioada asta. Deci vă îndemn cu stăruință să nu opriți grupele de casă, grupele de părtășie, grupele de rugăciune pe care le aveți în familii sau în biserici sau cum sunt ele constituite. Stăruiți în rugăciune. Este o vreme când se întâmplă lucruri serioase în jurul nostru, în țara noastră și poate mai mult ca la începutul acestui an. Vedem acest val de rău care se ridică în țara noastră la nivele diferite și în jurul țării noastre și nevoia de rugăciune este poate din ce în ce mai acută. Spuneam la începutul acestui an că Dumnezeu ne-a dat o fereastră de har, care percepția pe care am avut-o este că nu va fi multă vreme deschisă și e nevoie să luăm în stăpânire prin rugăciune lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru țara noastră, să intrăm în promisiunile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru România, le-a rostit peste România. Dar lipsa noastră de intensitate în rugăciune poate ne face să pierdem niște bătălii dacă nu vom fi vigilenți. Și în sensul acesta, pentru cei care urmăriți această emisiune, poate un prim motiv de rugăciune este ca focul rugăciunii pentru Biserica Domnului din România să nu scadă, dimpotrivă să se întețească. Și câteva gânduri legate de starea bisericii, poate cu asta să încep. Starea bisericii din România, care într-un fel spuneam și în emisiunea anterioară de puncte de rugăciune pentru luna mai, oarecum biserica din România s-a mai relaxat din punct de vedere al bătăliilor în rugăciune, considerând că Dumnezeu ne-a dat o biruință mare anul trecut și că acum lucrurile sunt rezolvate. Dimpotrivă, vedem că lucrurile sunt din ce în ce mai tulburi în țara noastră și e nevoie de concentrare, de focalizare în rugăciune. Deci spuneam că această perioadă de har, această fereastră de har pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca români, noi ca și biserică suntem responsabili de modul în care o valorificăm prin rugăciune, prin viața noastră de rugăciune. Și Domnul ne cere ca și popor, și asta este îndemnul meu de rugăciune pentru
cei care urmăriți emisiunea, pentru cei care sunt în rețeaua de rugăciune pentru România, să ne rugăm pentru starea bisericii din țara noastră, să ne întoarcem la dragostea dintâi, să ne întoarcem la valoarea aceasta a rugăciunii într-un mod consistent. Relația noastră cu Domnul trebuie să crească în intensitate. Dacă noi nu vom fi foarte aproape de Domnul, va fi din ce în ce mai greu pentru noi să ne rugăm pentru noi înșine, dar și pentru alții. Și apoi este nevoie să ne întoarcem la cuvânt, la o viață de sfințenie. Nu sunt lucruri cu care Domnul negociază. Sfințenia lui este de nu se poate negocia cu el. Nu putem umbla în compromis și în același timp să avem pretenția să ne ascultă Dumnezeu rugăciunile și rugăciunea noastră să aibă impact. Deci, pentru biserică este nevoie să ne rugăm pentru sfințire într-un mod deosebit. Apoi, un alt punct esențial în rugăciunea pentru starea bisericii este unitatea. Unitatea în trupul lui Hristos, unitate prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu o creează. Este o perioadă în care biserica este poate focalizată pe multe activități, tot felul de acțiuni care se petrec în perioada aceasta de vară, care sunt binevenite și care sunt importante, dar să nu uităm totuși, focalizarea este pe relația noastră personală cu Domnul, pe viața de rugăciune, pe relația aceasta de sfințirea noastră. Și apoi, ca și consecințe, sunt acțiunile acestea exterioare, tabere pentru tineri, lucrări cu tinerii, alte planuri evanghelistice care sunt făcute de biserici în vremurile acestea de vară. Este esențial să ne rugăm pentru starea bisericii, pentru că această perioadă, v-am spus, de oarecare relaxare ne va face rău dacă nu vom fi foarte conștienți că suntem chemați într-o bătălie care n-are nicio formă de pauză. Și chiar dacă vom fi în concedii, noi, cei care suntem chemați în această lucrare de rugăciune, oriunde am fi, timpul de rugăciune, de mijlocire pentru țară trebuie să existe în viața noastră. Este o responsabilitate pe care Domnul ne-a dat-o, la care ne-a chemat, și este nevoie să stăm cu perseverență pe baricade. Nu este chip să ne relaxăm, să lăsăm postul liber. Pentru că dacă noi cedăm și apar spărturi în zidul de protecție al țării, vrăjmașul va da năvală și mai abitir, și nu ne dorim acest lucru. Așadar, acestea au fost câteva din punctele de rugăciune pentru Biserica Domnului din țara noastră. Acest duh de rugăciune să fie turnat, această stare de vigilență să crească, biserica să se întoarcă la dragostea din tâi, cum spuneam, ca viața de rugăciune să se intensifice, grupele de casă să nu înceteze timpul de rugăciune peste vară, relația personală a fiecăruia cu Domnul să se intensifice în perioada aceasta și să nu diminueze din pricina sezonului de relaxare care cuprinde practic pe toată lumea în jurul nostru. Este timpul să fim fecioare înțelepte, să adunăm un de lemn în candele și nu ne putem lăsa descoperiți la acest capitol. Apoi să ne rugăm pentru creștinii care poate sunt amăgiți de faptul că activează în anumite departamente în biserici, dar viața lor personală nu este chiar așa cum o vrea Domnul. Să ne rugăm pentru această eliberare de forme de autoamăgire care au cuprins pe anumiți membri ai bisericilor din țara noastră, ca fiecare să fie conștient de starea lui înaintea Domnului și ca fiecare să dorească mai mult din Dumnezeu și să-și pună viața în rânduială. Apoi să ne rugăm împotriva oricărei forme de compromis din viața credincioșilor, pentru că acolo unde este compromis, Dumnezeu nu intervine. Acolo unde este compromis, Dumnezeu chiar se întristează, pentru că El așteaptă de la noi, cei care cunoaștem cuvântul, să trăim vieți în acord cu cuvântul Lui și cu principiile pe care Biblia ni le spune. Și acolo unde există compromis, acolo unde sunt jumătăți de măsură în viețile noastre, Domnul Iisus spune, cum a spus feciorilor neînțelepte, plecați la mine, căci nu vă cunosc. Deci nu se poate să existe în viața de creștin amestecul acesta al compromisului cu lucrurile sfinte, deci sub nicio formă. Și este o perioadă de cercetare, cred, pentru Biserica Domnului. Dumnezeu ne încearcă inimile, pentru că are lucruri importante de făcut în România, cu Biserica Lui din România, și acolo unde este încă compromis, El nu poate lucra. Deci acestea sunt lucrurile pe care Domnul le-a pus pe inimă să stăruim
în rugăciune pentru ele ca și stare bisericii. Și nu este o vreme în care să luăm pauză. Ne rugăm pentru tineri, pentru adolescenți, pentru copiii din biserici, ca să aibă o vară binecuvântată, dar o vară în care ei să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult, să fie antrenați în acele tabere, în acele excursii în care Domnul să li se descopere într-un mod important și ei să fie câștigați pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru tinerii din bisericile noastre, să ne rugăm pentru tinerii din țara noastră, ca să fie atrași în astfel de tabere, în astfel de ocazii în care să aibă prilejul să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Și spuneam și în alte emisiuni, rugăciunea pentru copiii noștri ca să fie, să-L cunoască pe Domnul de mici, este esențială. Nu avem voie să-i lăsăm pe copiii noștri în grija societății, în grija lumii care le oferă prin desene animate nepotrivite alte învățături decât am vrea noi. Să veghem asupra copiilor și să-i deprindem de mici, de foarte de mici, cu principiile biblice și cu viața de rugăciune, cu cuvântul Domnului. Și nu putem să-i ignorăm, să-i punem deoparte zicând sunt prea mici, nu înțeleg. Duhul lor este cel care receptează cuvintele de rugăciune. Așa micuți cum sunt, încep și ei să se ancoreze la Dumnezeu, să se conecteze cu Domnul. Poate mai mult decât ne imaginăm noi. Așadar, starea bisericii are nevoie de ridicare, de înviorare. Suntem chemați, cum spuneam la începutul anului, ca în cartea Neemia, cu o mână pe suliță, cu alta pe mistrie. Lucrăm lucrările Domnului, dar viața noastră de rugăciune trebuie să fie o viață de rugăciune extinsă, intensă. Mai spuneam că este această chemare ca bisericile din țara noastră să se mobilizeze la a avea câte o zi pe săptămână de post și rugăciune pentru țară. Și nu știu câte din bisericile în care sunteți dumneavoastră parte au intrat în această chemare, dar vă rog, transmiteți liderilor din bisericile dumneavoastră, alegeți o zi a săptămânii în care să fiți corporativ ca și biserică în post și rugăciune pentru România. Trăim vremuri extrem de critice ca națiune și dacă poporul Domnului, peste care este chemat numele Domnului, adică creștinii, se smeresc, se roagă, se întorc la căile lor rele, se abat de la orice fără de lege, Domnul ascultă cererile noastre și ne vindecă țara. Avem nevoie disperată de intervenția lui Dumnezeu în România. Și dacă noi, ca și popor al Domnului, nu ne punem deoparte, nu alegem să intrăm în această bătălie, sunt șanse sau sunt porți de pătrundere, sunt porți de acces pentru bătălia aceasta în care suntem încă deschise pentru noi ca și copii ai Domnului. Avem atâta teritoriu de luat prin rugăciune încât nu putem pridi pentru câte motive de rugăciune ne dă Domnul pentru România. Dar este vremea să ne luăm serios mandatul acesta, să ne-l asumăm și să-l luăm pe inima noastră acest mandat de a ne ruga pentru România. Spuneam că sunt vremuri extrem de critice pentru țara noastră. Din nou spun, percepția pe care o am este că biserica poate s-a relaxat din pricina faptului că aparent lucrurile din jurul României par a fi mai puțin explozive, mai puțin rele, chiar dacă aparent situația din Ucraina nu a evoluat așa de exploziv cum ne-am temut poate la începutul anului, totuși este un focar continuu de pericol pentru țara noastră, chiar dacă lucrurile care se întâmplă în spațiul internațional nu sunt așa de evident amenințătoare pentru România acum, în acest moment, vreau să vă spun că ele sunt un pericol real în continuare pentru țara noastră, pentru stabilitatea, pentru pacea țării, pentru binecuvântarea României, pentru integritatea teritorială a țării. Se întâmplă lucruri poate mai nascuns pe plan internațional, în jurul țării noastre, între marii jucători de putere care sunt acum pe plan internațional vorbesc, sunt tot soiul de influențe, se încearcă câștigare de influențe pe anumite teritorii
Și România este în continuare într-un punct strategic, geopolitic vorbind, și avem nevoie să ne rugăm foarte serios și foarte puternic pentru stabilitatea României, pentru pacea țării, pentru protecția țării, pentru clasa politică din România să se trezească la a deveni responsabilă pentru starea națiunii, pentru pacea României. Vedem că este extrem de multă preocupare în clasa politică a țării pentru bunăstare proprie, pentru interese de partid. Lucrurile acestea trebuie să înceteze și Domnul să ne dea cuvinte potrivite de rugăciune, să strigăm la Dumnezeu acum pentru responsabilizarea clasei politice, pentru oamenii integri pe care Domnul să-i ridice în vremea aceasta, să-i trezească pe cei care sunt, să aducă Domnul schimbare în Parlamentul României, chiar în președinția României, în Guvernul României, în așa fel încât oamenii care sunt acum sau care vor veni, pur și simplu să înțeleagă momentul critic în care este țara noastră și să aibă măsuri înțelepte pentru țara noastră în continuare. Este oarecum o formă de tulburare în interiorul țării, interese mărunte, corupția aceasta care pur și simplu macină structura statului român, care parcă a întors toate privirile românilor și ale bisericii în focalizare spre interior și nu mai suntem atenți la ce se întâmplă în jurul țării noastre. Aș vrea să ne rugăm ca și biserică pentru eradicarea corupției din România, la toate nivelele, și să luăm domeniile importante ale României pe rând. Începem cu domeniul justiției, să ne rugăm pentru eradicarea corupției din justiția română, din Parlamentul României, din Guvernul României, chiar din președinția României, din toate structurile economice ale României. Este o corupție care pur și simplu face ravagii în țara noastră, o vedem și rugăciunea noastră poate aduce schimbare. Dacă nu vom stărui în rugăciunea aceasta de eradicare a corupției din țara noastră, România va fi ca o cetate cu foarte multe fisuri prin care lucruri rele pot veni asupra națiunii noastre. Aș vrea să continuăm să ne rugăm, cum spuneam, pentru stabilitatea țării noastre, pentru integritatea teritorială a României, pentru protecția la granițele țării de orice atac ar putea fi plănuit, fie militar direct, fie prin diversiune sau prin atacuri teroriste chiar. Spuneam și în punctele de rugăciune din lunile anterioare, este o vreme în care este extrem de importantă rugăciunea noastră pentru stabilitatea politică, economică și socială a țării și ca orice tentativă de destabilizare a României să fie anihilată. Să rugăm pentru vigilență maximă pentru cei chemați să supervizeze protecția țării. Și aici este timpul să ne rugăm pentru serviciile de securitate ale țării, pentru armata României, pentru serviciile de informații ale României, ca informațiile care trebuie să ajungă la factorii de conducere ale țării, legate de planuri și strategii care se fac în jurul țării noastre, țintind România, țintind poate stabilitatea, pacea, integritatea teritorială a țării, toate aceste lucruri să ajungă la cei care sunt în măsură să ia decizii și să ne rugăm ca Domnul să le dea decizii înțelepte. Apoi să ne rugăm pentru parteneriatele României. Din pricina corupției care macină România la cele mai înalte nivele, sunt semnale că chiar aceste parteneriate pot fi afectate. Este vorba de parteneriatul României cu NATO, este vorba de parteneriatul României cu Uniunea Europeană și mai ales cu Statele Unite. Să rugăm pentru ca Dumnezeu să aducă vremuri de stabilitate în aceste parteneriate și sunt voci tot mai mult acum în media seculară care spun cine ne poate salva România. Este vremea să ne rugăm cu seriozitate. Dumnezeu poate salva România în vremea aceasta. Practic, vedem că oamenii, chiar și cei puși în autoritate, uneori sunt depășiți de situații, de evenimente și poate că nu au claritate vis-a-vis de măsurile pe care trebuie să le ia. Să rugăm pentru ca inima românilor se întoarcă în vremea aceasta spre Dumnezeu. Să ne rugăm ca cei aflați în structurile de conducere a țării să înceapă să-și întoarcă inimile și fața spre Dumnezeu, să cheme numele Domnului. Să ne rugăm în acest sens pentru președintele țării, pentru Klaus Iohannis, ca
ce Domnul a pus în inima lui pentru acest sezon, pentru România. El să aibă libertatea și curajul să-l exprime și ca Domnul să-i dea înțelepciune deosebită, să-l protejeze de orice influențe nepotrivite care vin asupra lui, să-i dea curaj și îndrăzneală să exprime lucrurile pe care Domnul îi le pune pe inimă, să le vorbească în această vreme și să le facă. Apoi să ne rugăm pentru Parlamentul României și pentru Guvernul României, ca oamenii care sunt acum în aceste structuri, pur și simplu să fie cercetați de Duhul Domnului și să nu poată să facă nimic care să fie în defavoarea țării, în defavoarea populației României, în defavoarea păcii țării. Să rugăm ca Dumnezeu să limiteze orice acțiune ar putea să se ridice prin aceste structuri și care să aducă vulnerabilitate pentru România, să aducă poate destabilizare în România. Sunt mai multe puncte vulnerabile acum pe agenda politică a României, inclusiv recunoașterea provinciei Kosovo, a statului Kosovo, ca stat independent. Lucrul acesta poate aduce vulnerabilitate foarte mare în România. Să rugăm ca Domnul să inspire pe cei aflați în autoritate în România ce să facă în această situație. Să rugăm pentru legile din țara noastră. Sunt legi care sunt contradictorii unele din ele. Să ne rugăm pentru armonizarea lor, dar să fie armonizate în așa fel încât să fie benefice pentru țara noastră și pentru populația României. Să ne rugăm pentru modificările care se preconizează a se face legat de Constituția României, ca toate aceste modificări să fie modificări de, în primul rând, să fie păstrată definiția familiei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie în Constituția țării noastre. Să ne rugăm ca libertatea de credință creștină, de exprimare, libertatea individuală să fie păstrată în Constituția României, să nu fie lucruri care să poată să limiteze libertatea de credință creștină în România, sub nicio formă. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru oprirea parteneriatelor civile, prin care se încearcă legiferarea concubinajului și altor forme de conviețuire nedumnezeiești. Sunt presiuni mari ca acest lucru să fie promovat în România și nu cred că Domnul vrea ca astfel de uniuni nedumnezeiești să fie legiferate în țara noastră, pentru că deschid o ușă pentru judecățile Domnului peste țara noastră și nu cred că ne dorim acest lucru. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru, spuneam, pentru legile țării. Aceste legi care sunt așa de controversate, se fac modificări sub oarecum și presiuni ca legile țării să fie modificate în așa fel încât să ofere beneficii unor grupe de interes în țara noastră. Să rugăm ca Domnul să intervină aici cu mare putere și corecțiile care trebuie aduse în aceste legi să fie implementate în aceste legi și să nu fie porți deschise pentru mai multă corupție în România. Și tot din punct de vedere al acestor deschideri pentru corupție care sunt în țara noastră, să rugăm pentru ca toate aceste domenii, să zic, din dezvoltarea economică a României să fie, să le aducem înaintea Domnului pe rând, să aducem sănătatea înaintea Domnului, departamentul acesta, Ministerul Sănătății, cu tot ceea ce ține de sănătatea populației, să le aducem înaintea Domnului, să ne rugăm pentru eradicarea corupției din acest domeniu, să aducem învățământul înaintea Domnului, să ne rugăm ca tot ce este corupție în învățământ să fie eradicat, ca legea învățământului care se pregătește să fie bună pentru dezvoltarea copiilor, pentru evoluția tinerilor, să fie în așa fel făcută încât să deschidă orizonturi de echipare și de pregătire pentru tinerii țării noastre, în așa fel încât aceștia să fie competenți, să fie bine pregătiți pentru viață, pentru a învăța meserii, pentru a învăța lucruri constructive care să-i ajute și să ajute societatea românească în dezvoltare. Să rugăm pentru departamentul economic, pentru legi bune în economie, pentru legi bune în ce privește mediul, protecția resurselor naturale, administrarea resurselor naturale, zăcăminte, ape, păduri, tot ce înseamnă resurse ale țării să fie administrate corect. Să rugăm pentru eradicarea corupției din toate aceste domenii. Absolut toate domeniile societății românești sunt afectate de corupție. Și pur și simplu să rugăm pentru
desrădăcinarea corupției din toate aceste domenii. Să aducem și domeniile, spuneam, de domeniul justiției, care este poate primul și cel mai important pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să poată veni în România într-un mod clar și coerent. Este nevoie de eradicarea corupției și din agricultură, din transporturi, chiar din armată, din servicii speciale, din poliție, jandarmerie, servicii secrete. Toate acestea să le punem înaintea Domnului. Sunt domenii, sunt teritorii pe care Dumnezeu ni le dă, să ne rugăm pentru ele, să fim înțelepți și să luăm fiecare teritoriu de acest fel și să-l punem înaintea Domnului, să rugăm pentru curățire, pentru sfințire, pentru oameni care să fie ridicați în aceste domenii, în aceste zone, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care să aibă cunoștința Domnului și care să se teamă să mai facă fără de lege în țara noastră. Este un sezon în care avem foarte mult de lucru. Este intrarea în țara promisă și așa cum Domnul a dat porunci și indicații poporului său cum să facă atunci când a intrat în țara promisă, într-un fel, aceste domenii de luptă, pe care luptă în rugăciune, precizez, pe care Domnul ni le dă, au de-a face cu intrarea în țara promisă a poporului evreu. Și am câteva versete din Deuteronom pe care aș vrea să le citesc. Să nimicești toate popoarele pe care ți le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să nu arunci nicio privire de milă spre ele și să nu slujești Dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine. Translatând acest verset la situația noastră de corupție generalizată din România, ce am avut în inima mea este să ne rugăm specific pentru toate aceste domenii, să ne rugăm pentru eradicarea, nimicirea acestor dușmani, corupție din justiție, corupție din sănătate, corupție din armată, deci să nimicim toate acești dușmani, care înseamnă corupție în diverse zone. Poate că vei zice în inima ta, neamul acestea sunt mai mari la număr decât mine, cum voi putea să le izgonesc? Să nu te tem de ele. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeului tău, lui Faraon și întregului Egipt. Adu-ți aminte de marile încercări pe care ți l-au văzut ochii, de minunile și de semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. Și aici am simțit să vă încurajez să nu ne uităm la cât de mare este corupția în România, să nu uităm la cât de uriașă este stricăciunea aceasta în România, pentru că Domnul ne spune să nu ne temem de toți acești uriași, pentru că El ni dă pe mână. Dar noi suntem chemați să ne aducem aminte de a tot puternicia lui Dumnezeu și că să chemăm numele Domnului peste toate aceste domenii în țara noastră și să cerem Domnului să intervină, să aducă eliberare și curățire. Și Domnul Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta. Nu le vei putea nimici îndată ca să nu se mulțească fiarele câmpului împotriva ta. Deci ce am mai avut în inima mea, că este un proces, acest proces de curățire a României, de corupție, de fără de lege. Încetul cu încetul Dumnezeu va aduce izbândă în aceste domenii. Să nu ne lăsăm descurajați poate de lucruri pe care le vedem, care ni se par extraordinar de mari și de trecut. Dar suntem chemați să ne rugăm pentru că Domnul va face lucruri mari pentru noi. Să avem această credință, să ne ridicăm în credință în vremea aceasta și să țigăm la Domnul din toată inima: Doamne, Tu poți! Numai Tu ești Dumnezeu în țara noastră, numai Tu ești Dumnezeu care poți să faci lucruri mari și importante în România în vremea aceasta. Doamne, Te chemăm acum, vino de grabă în ajutor, Dumnezeu meu, pentru că oamenii vlavioși din țară, cum spune Psalmul 12, se cam împuținează. Deci poate că rândurile oamenilor rugăciunii s-au mai împuținat acum în ultima vreme, dar cei care suntem, chiar într-un mic număr, cum a fost armata lui Gedeon, Dumnezeu a făcut mari lucruri din această armată. Domnul ne cheamă, te cheamă pe tine, cel care te uiți acum, cheamă pe fiecare din grupul tău, din biserica în care ești parte, ne cheamă să ne ridicăm la rugăciune, cu curaj, cu întrăsneală, știind ce Dumnezeu mare avem, să nu ne lăsăm descurajați de uriașii pe care vedem, să nu ne lăsăm descurajați de veștile rele pe care le vedem, pentru că slujim unui Dumnezeu atotputernic, să chemăm numele Domnului Iisus Hristos peste România și puterea Lui de Dumnezeu peste țara noastră și să ne rugăm ca, așa cum este scris, cunoștința de Dumnezeu să inunde țara noastră ca fundul, așa cum este fundul mării acoperit de ape. Cunoștința de Dumnezeu, frica de Domnul să inunde pe toți locuitorii României. La aceasta suntem chemați. Să nu ne oprim, să ne rugăm în continuare pentru țara noastră, pentru protecție, pentru pace, pentru binecuvântare, pentru siguranța țării noastre, pentru curățire de corupție și pentru întoarcerea dragostea din tâi a poporului Domnului din România.
Pentru că dacă avem dragoste de Dumnezeu, dacă avem acea pasiune pentru Domnul în inimile noastre, Dumnezeu va face mari ispravi în poporul său, care îi cunoaște numele și care îl ascultă. Așadar, fiți încurajați, nu obosiți, Domnul să ridice orice stare de oboseală de pe dumneavoastră, orice stare de descurajare să plece de la dumneavoastră. Uniți-vă în grupe mici, uniți-vă în numele Domnului Iisus Hristos, chemați numele Domnului peste țara noastră, pentru că Dumnezeu este la lucru în România și nu ne-a uitat și nu ne-a părăsit. Dar noi trebuie să ne întoarcem inimile și fețele spre El și să-L chemăm, să-L chemăm din adâncul inimii noastre. El și doar El, doar Dumnezeul nostru, este Cel care poate schimba țara noastră, este Cel care poate aduce trezire în România, transformare în România, pace în țara noastră și protecție peste țara noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!